Salutare! M-am jucat și eu la Robo Rumble ca oamenii, fiindcă mi-am luat un megabox și 60 de chestii, tichete. Și ce să vă luptat? Am făcut 17. Mai fac încă 2, chestii am 19. Vedeți, și al 5-lea chest un pic mortis ăsta. Păi și acum, mai deschidem niște megaboxuri, pentru că... Da. Poate. Poate ne pică, nu știu. Poate ne pică Spike, fiindcă este ultimul brawler de care mai am nevoie ca să... Deci, cam când iau pe Tick, o termin jocul cu brawler, o să urmeze numai să upgradez. Cam așa. Da. Bun. Hai să... Facem doar înainte să facem și noi, ne? Așa, o să încercăm și pe Top Head Mortis. Face niște, pentru că Top Head Mortis chiar foarte mult. Da. O, și apropo, ca să știți, eu nu-mi bag smoke, pentru că dacă nu-mi bag smoke, nu-i ban. Cred că mulți jucători de bursa știu ce e ban. Dacă nu-i bag smoke, stau pe aici, se iau brawler ăștia cu mine, roboți ăștia, se iau pe mine. Poc. Nu, așa, bun, pe aici, pe aici, bun. O să iau mai mulți după mine ca să-i ajut și pe ei. Așa că, da, bun. Dar pe cei care îmi pus că sunt greu de luat, că se cresc și pe îi iau după mine ca să-i ajut. Știți voi? Și acum, că bun, că bun, că bun, că bun, că bun, că bun, brr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 
Da, dar ăla ăsta am mai greșat. Asta e cea mai groaznic timp. Așa. Wow! Ce se face cu asta? Da, ok. Plăcere scrie mega boxurile. Bună emoții, marmă, mai bine că n-avem știți ce? Păcat că noi n-avem o ofertă. Adică știți voi, acea ofertă cu 49 de mega boxuri la 49 de gemuri. Care mi s-a întâmplat și mie. Dar, da. Mamă, deci mă uitam la oameni. Că a picat Car, Penny, Spike, Mortis, mai mult. Da. Hai, încercăm două mega boxuri. Să nu știu. Că bun. Bun, un mega box. 6 cărăi. Ok, bun, avem 12 points pe Rosa, pe Penny, pe El Primo, Jean și Jesse. 5 tichete! Foarte multe! Da, da, vedeți aici ce am dat eu, purchase. Și acum... O secundă, să mă uit la șansa la legendară, fiindcă mulți m-ați întrebat prin comentarii. Trebuie să-mi deschid vreo 300 de megaboxuri ca să-mi pice, adică uitați-vă ce șansă am la penultimul, adică am o șansă, da, Spike, unde Spike, nu cred că nu mai revedem, oricum skin-ul ăsta, hai să-i dăm un pic try, dar mie nu prea-mi plac, de exemplu, cu ce aruncă? O bilă ciudată și aici tot ceva aruncă. O bilă cu țepi. Nimic schimbat. Da. Băi, ok. Băi, ok. Nu pot să zic că, bă, urs pământului, dar e și nu. Da,
Bun. Hai, ultimul Mega Box nu cred că ne pică pentru că trebuie să avem 67 de milioane de miliarde de șanse ca să ne pice, dar... O să ți-l pare asta, te rog. Aoleu. Ok, o să-l deschid fără să mă uit, ok? Ok, ia să ne... 5. Chiar nu. Măcar mi-ar pica pe Crow. Ok, Jean. Pe Jean. Wow, câte pe Jean. Bă, dar știi ce? Știți cât de șmecheri sunt ăștia? Știți cât de șmecheri sunt? Ăștia îmi dau puncte pe Shelly. Da, deci ăștia nu vor să-mi dea puncte pe Shelly. De ce? De ce super? Să nu vreți să-mi dați puncte pe Shelly ca să am și eu un loc pentru Star Power, a? De ce nu? Ca să ai 3. Da, nu contează. Bun. Mie îmi plac skin-urile Mecha cel mai mult. Îmi place vocea. O, și vocea care se aude aici. Aici. Asta care zice Ball Stars. Să știți că este de fapt Rico. Pentru că Rico e robot. Da, și hai, deschidem și un Big Box. La Big Box câte șanse avem? Probabil avem și mai puține am, nu? Egale. Ce? Ok, atunci vă recomand să deschideți Big Box-ul, fiindcă aveți aceleași șanse și nu o risipă de bani. Doamne, dar te rog să-mi pice pentru Shelly. Dacă sunt 4 ești. Avem pe Dynamic, pe Piper și nu pe Shelly. Okay. Token Doublers, cred că acum ne putem juca de ce. Token Doublers. Îmi pare pe 5. Aparea pe 5 și o să luăm pe Mortis, pentru că altul nu am. Da? Da. Poate mai facem un chest, căci să mai deschidem alt, adică, na. Adică, na, dacă știi cu Brawler într-o zi, nu poate să spici și în altă zi, numai dacă știi cu mă refer la ăla vechi, știți voi. Ăla antic pe care se ca ăla. În afară să vâne. Ok, bun, o să facem aceeași tehnică. Îi salvez. Așa, bun. Friendship drop. Bun, pe aici, îi salvez. O să mă urc pe aici, așa cum mai fine. Unu, poc. Poc. No, slice and dice. Dice. Goodbye, Mortis. Okay. I'm right back. Oh, stop it. Vedeți că voi face un live săptămâna viitoare. Voi face un live cu abonații care l-au făcut mulți oameni. Dacă te știți, te adaug. Deci, o să vă dau codul ca să intrați. Așa, și ca să intrați. Adio! Adio, lumea ciudă! Aha! Acum tot ce în dublărul. Putem să rezistăm. La modul că, da.
Bun. Wow, două mitice! Dacă mai era și ăsta, Jin, e clar. Da. Da. Tara acum mi-a mai concepută bine, are și voce, Tara, nu să mă se adăuga voce și lui Bibi. Tic este singurul brawler care a avut cel mai rapid voce. Care e la primul? Dar acum... Deron are voce, Leon, Spike. Mă, nu știu, vreți să vă zic că cei care n-au niciun skin? Cei care n-au niciun skin sunt Deron, apropo, chiar ieri eram pe balcon și vorbeam de Mortis, adică ne uitam la skin-uri, idei pentru skin-uri de Mortis. Și ghiciți ce? Nu știu, avem o presimțire că îmi va pica Mortis azi, pentru că, da. Și ne spun că nu mi-a picat din chestul cumpărat, mi-a picat din chestul făcut de mine. Și apropo, să știți că s-a repetat istoria ca la Tara, căci eu am luat la Tara un chest din ăsta. Și apropo, chesturile astea cu tichete sunt mai slabe, cu mult mai slabe. Știți? Bice and Dice? Sunt foarte mai slabe chesturile astea, să știți. Foarte. Dar ca la Tara, acest la chest, nu. Da. Să scrieți în comentarii. Sper că... să scrieți în comentarii. Spuneți-mi și cu Trifoi. Cu 3 foi sau cu 4 foi, nu contează, de preferat cu 4 foi. Ce spuneți? Puneți 3 foi, pește, cu da. Hai să spuneți ce spuneți, dar da, bine, da, da. Bun, îl desfilăm așa. N-ar găsit ce Spike, pentru că avem 96% jante, aoleu! Ok. Cred că ne revedem la 3000 de trofei când îmi pică... Stai, da. Până atunci, hai să mai testăm puțin și pe... Feel my rock! Feel my rock! Da, 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 da. Super damage, damage, heal! Da, o să ne spun și puțin pe... Asta. Da. Să luăm pe Cedric. Pistolul Showdown. 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 Shutdown. Shutdown. Nu știu ce să zic. Bun. Suntem cu Mortis. Dacă vom doborâ pe cineva, ne va da nouă viață. Când vom ataca pe cineva, ne va da nouă viață. Ceea ce e bine. Pentru că... Puc! Puc! Okay. Mortis e un brawler chiar ok, dacă stai să te gândești la modul că e foarte bun cu gen. Da, erau două minute. Minute, what? Da. Testat. Să fac un trophy road. Deci, mai știți voi? Mai știți de când am luat eu cu Jessie a doua oară, fiindcă, da?
Bull, când am luat pe Colt la început, și când am luat-o pe Nita prima, da. Acesta am 75 victorii pe solo, 2 victorii 177, am rezistat ca Big Brawler mare 3 minute, am rezistat la Robo Rumble încă un minut, mai trebuia și câștigam. Dar acum, mai trebuie mai... Și completăm tot. Da, bastian. Da, păi până atunci vă amintesc live săptămâna viitoare, săptămâna viitoare duminică live la ora 9 dimineața. Așa că până atunci